Consiliul Local se arată din data de 29.06.2018. Declar deschise lucrările ședinței ordinare din data de 29.06.2018. Dau cuvântul domnului secretar al Comunei Sarata pentru a efectua prezența. Da. Din numărul total de 11 consilieri, sunt prezenți 11 consilieri. Deci putem proceda la ordinea de zi. Dau cuvântul domnului secretar al Comunei Sarata pentru a supune la vot procesele verbale a ședințelor anterioare. Avem un singur proces verbal al ședinței ordinare din 25 mai 2018. Aveți obiecțiuni? Nu? Atunci vă rog să puneți la vot. Cine este pentru? Unanimitate, da? Vă prezint ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor în Comuna Sărata. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru implementarea și eliberarea cardului legitimației de parcare pentru persoanele cu handicap. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea unor erori materiale din anexa la hotărârea Consiliului Local Sărata, numărul 55, privind 31.08.2009. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la școala gimnazială numărul 1 Sărata. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Sărata pentru trimestrul 1-2018. 6. Dacă aveți întrebări și interpelări. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă sau abținere? Unanimitate de vot pentru. Doamna primar Irina Agatu solicită suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de hotărâre. Cu patru proiecte de hotărâre. Scuzați. Și o să le enumăr. 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri proprietate publică a Comunei Sărata. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 66.477 de lei din excedentul anilor precedenți. Și ultimul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea listei actualizate a obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțarea parțială sau integrală de la bugetul local. Supun la vot suplimentarea ordinei de zi. Cine este pentru? Unanimitate de vot pentru. Împotrivă? Abține? Da. Vom trece la prezentarea și supunerea la vot a proiectelor de pe ordinea de zi și suplimentarea ordinei de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului la activitatea de colectare și transport a deșeurilor în Comuna Sărata. Ceva observații, discuții? Aici cred că au fost discutat pe comisii, v-am explicat cum stau lucrurile. Nu cred că mai sunt, dacă mai aveți alte întrebări, vă rugăm. Da, înțeles că scade cu ceva. Da, da. Zero. Mai sunt ceva întrebări? Când mai învățam da. Scădere... Și punem la voi? Asta e bine, da. E singurul lucru pe care scade. Cine este pentru? Unanimitate de vot. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru implementarea și eliberarea cardului legitimației de parcare pentru persoanele cu handicap. Sunt solicitări? Da, este domnul Sandu cu solicitare și tocmai... Dacă vreți să vă mai... Da, este lege și vă poate explica domnul secretar. Da, nu putem să-i încerca niște drepturi. Da, atâta, este dânsul deocamdată. Importieră.
Dar poate vor mai fi și oameni. Orice persoană cu handicap care are interesul de a obține. Adică, de exemplu, sunt care au vorbit de asistare, care există, la spital sau la un control, la policlinică. Și au nevoie de acestea. Și am zis că poate să facem, să informăm, poate nu știu. Mai sunt alte observații? Compartimentul asist social o să înștiințăm. Să punem la vot. Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea unor erori materiale din anexa la hotărârea Consiliului Local Sărata numărul 55 din 31.08.2009. Aici e vorba cu domeniul public, nu? Planul urbanistic da, general. Da, care da, da. Cred că tot mai sunt. Unii instanțiile alea, mai sunt. Care se discută cu ei, da, 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 care e să da, așa e. Ceva observații? Da. Care este zona centrală, ar fi păcat să ținem pe loc să nu se facă ceva da, benefic și pentru comună și pentru noi, mai ales că ne-am părut să-mi facem și noi comună. Dar acum, de exemplu, se face puzul ăsta, dar tot să lucra, nu era bine făcut pentru toată suprafața? Noi o facem, deci noi partea noastră primăria, iar ceilalți persoană fizică își fac ei, normal. Da. Supunem la vot? Da. Da. Cine este pentru? Unanimitate de voturi. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la școala gimnazială numărul 1 Sărata. Deja noi am discutat în ședința pe comisie. Cine este pentru? Unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Sărata pentru trimestrul 1-2018. Și aici prezentat la primeara atunci pe zis contul de execuție și trimestrul 1. Ceva observații? Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la suplimentare. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea unor bunuri proprietate publică a Comunei Sărata. Și aici aș ruga-o pe doamna primar să ne explice exact despre ce e vorba. Da, e vorba despre școlile care normal trebuia să dea mai mult această hotărâre pentru că ele sunt în administrarea lor, școala, directorul care le administrează. Și trebuia de mult făcutul ăsta. Acum au venit în urma verificării curții de conturi, s-a constatat lucrul ăsta, că noi nu avem făcut această hotărâre. Și nimic altceva. Și este în domeniul public? Sau... Nu, e ca un inventar cu predare primire, cine să se neze. Deci trebuie să răspundă cineva. Hai să vă spun, deci tot ce înseamnă investiții, o facem tot noi primăria. Ei sunt cu reparații, cu întreținere, tot ce înseamnă, foarte general, întreținere. Facem un bune. Da, da. Da, nu e tot la fel să dai în da. Păi, de ce nu rupeam la Israel? Dar este dat. Nu e dat. Cheltuielile cu căldura și cu rezurile, putem să cum se trebuie. Nu dacă mai ai cineva întrebări. Da, da, da. Da. Mai aveți ceva întrebări, domnul Șenchea, domnul Argatu? Da, deci vreau să spun că și bisericile sunt în aceeași situație.
Ele fac parte din domeniul public. Nu e adevărat. Ba da. Păi cum, dacă bisericile nu sunt construite din noi? Dar cum li se arată? Nu sunt construite din ei. Ba da. Dar sunt parte din domeniul public. Domeniul public. Și există un act că sunt în domeniul public? Este lege. Legii? Da. Păi și acum am intrat. Așa era legii și cu școlile. Păi așa. Cimitirile și bisericile fac parte din domeniul public al unității administrative. Patrimoniul comunității. Dar le administrează preotul paroh. Păi ce se face? Noi la fie investiții. Ce mai face totul? Ești la fie ca și cu ultimul. Da, să înțeleg că biserica este administrată de preotul paroh. Normal nu preotul. Consiliul. Consiliul? Adică și consilier. Da, da, și consilier. Domnul Reme, mai aveți? Prin lege se administrează de consiliul local. Și biserica o administrează consilierul. Referitor la proiect. Haideți să discutăm referitor la proiect. Domnul Câmpano, mai aveți ceva probleme? Instituții care coordonează mai mult. Putem să punem la vot? Cine este pentru? Unanimitate de vot. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Da, ne-a explicat doamna contabilă. Puteți să repetați? Deci, ce este vorba? Noi am înțeles. Dar mai văd asta, nu-i când o să merg la seară, o spun că nu avem treabă. Da. Dacă nu mai sunt probleme, răspund la vot. Unanimitate de vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 66.477 de lei din excedentul unor precedenți, anilor precedenți. Da, și aici v-a explicat exact cum spus. Da, a venit exact, doamna și a explicat unde se duc bani. Are da. Cineva ceva de obiecții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Bine că avem tot ce. Vreau să spunem mulți. Ultimul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actualizate a obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local. Da, deci aici s-a modificat, pentru că, după cum vă spuneam, era 55.000 la SF-ul cu gazul metan, s-a dus la 56.460, adică sunt niște diferențe foarte mici. S-a mai modificat și problema cu școala. Și cu școala, sigur. Da, pentru că se face actualizarea SF-ului pentru reabilitare, modernizare și extindere. Da. Și cam atât. Alte probleme? Supun la vot cine este pentru? Unanimitate de vot. Dacă aveți ceva întrebări, adresați la... Ca orizont de timp cu gazul metan, așa, într-un an, doi, când se pot bucura da, cetățenii? Da, adică pentru da, anul. Pentru anul. Da, da. Să insistăm cu, de mult cu teatru. Noi așteptăm asfaltul. Da, și asfaltul. Și cine acum ne-am măturat toate cine a făcut niște șanțuri pe toată da, șasea de la cămin. Mai întreținem să vedem natura, ce poți să faci. Și ce să faci? Nici prea mult mai mare rost să ne rugăm. Da, are, chiar nu sunt meriți, mai ales nu sunt șanțuri. Da, bine, nu sunt șanțuri, nu sunt șanțuri, dar acum măcar dacă se mai poate trece din nou cu o lamă ceva din sat. Săptămâna viitoare, pentru că până duminică oricum s-a anunțat ploaie. Deci să le lăsați să treacă. Da, 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 și da, 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 să treacă perioada. Dacă se poate găsi un pic de înțelegere, inclusiv la locuitorii de pe străzile respective, să facă un pic de șanță să mai evităm. Asta e o problemă veche, trebuie să reputăm sancțiuni. Problema este veche, dar noi trebuie să mai stăm. Da, la sancțiuni. O dată ai văzut venit atâtea ori și nu s-a luat măsuri nimica. Ei, domn Vici, din puternicim să dai sancțiuni la cei care e anunțat și nu s-au făcut șanțurile. Nu știu ce, că domnul Vici știe deja cui a dat științare. Dacă nu-i nouă problema,
e veche, înseamnă că au fost niște etape. Începând de dialogul ăla, verbal, ăla cu Dila. După aia aduce o hârtie, dacă ai adus o hârtie. Și acum el vine și țipă la noi, că noi nu dăm cu grede și cu asta. Băi, dar ți-am dat hârtie, ai făcut și noi. Dar am fost și noi rog să avem o hârtie, să ne spunem. Așa, continuă permanență, nu știu, problema asta. N-am autoritate eu. Tu ești care ne reprezinți pe noi. Noi te delegăm pe tine. Nu, îi zic la Bălăleu. Pe cine se pui la Bălăleu să facă? Da. Martin. Dacă permiteți. Dacă nu mai sunt alte probleme, declară închise lucrările ședințe. Da. Lucrările sau declară închise ședința. Ai încercat să iasă. Da, ați plecat... Thank you.